Foarte frumos. Asta e Regina. Ia vă o filmare să vad din partea asta. Ca să nu mai scot. Din partea asta, Saș. Acolo, uitați, vedeți, puiet și cât albină în jos, dacă se vede. Da. Se vede, nu? Ia cum pune marca interesant, vezi? Ia. O pus până la margine. Uite așa, tot orice. Ecei, totul. Și aici, uitați-vă, sunt larve. Tot e larvă și aici ouă. Și uite așa albină frumoasă, una și una. Și blândă. Da. Măștile geaba le avem în cap. Mi-e vadă că suntem apicultori. Se vadă că suntem apicultori, nu? Așa. Bă, dar e greu. Eu dacă n-am lucrat... N-am nărabul să mă bag în cuib să văd ce e acolo. Că n-are... N-are rost să te bagi. Pentru ce să te bagi? Azi... Facem... Dai și-i treabă. Facem o excepție să ne uităm. Eu singur nu știm ce am aici. Ia uitați, băi, oameni buni și aici. Vedeți? Ia uitați-vă cum o pus aici păstură. Aici, vedeți că eu nectar aici n-am pus sirop. Ia uitați. Miere proaspăt adus acum. De unde aduc ele? La corn, cred că. Familia puternică aduce nectar, aduce tot. Numai proteină dați, oameni buni. Ia uitați-vă și aici. Da. Ia uitați-vă aici, albina a ieșit tânără. Asta e albina clozonată acum. Ia uitați-vă. Vedeți, aici au ieșit acum puiet. Interesant, rama următoare și e acolo. Eu cred că trebuie să fie larvă sau ou. Dacă cam greu să le scot eu. Așa, încet ușor. Puiet. Încet ușor. Ia să uităm aici, iară puiet. Da, foarte frumos. Ia uite puiet, oameni buni. Ia uitați, puiet jos. Până jos, larvă, ou, toată rama. Și aici tot necătar proaspăt. Vedeți? Ia uitați. Da, te mată. Și uite Regina. O, și burduhoasă. De anul trecut, Regina. E cu alb. Da. A fugit în partea asta. Înțeles, era cu albastru. Asta, oameni buni, nu-i sine, nu linia 100, linia sinevir asta. Asta eu am transvazat-o eu. E ca, uitați-vă, neagră, burduhoasă și sub dânsa e roșcată. Ia ca fundul tot de sub e roșcată, vedeți? Da. Asta e sinevir. Transvazată de mine asta. Înseamnă că am încurcat așa-i Victor Pop, alu Oxana. Asta e sinevir. E mai bun ca toată. Cunoașteți familia? Vedeți ce face e? De atâta eu spun, Sașa, Regina, trebuie să iei reginii calitative și încă ce, știți care e avantajul la linia sinevir? Un foarte mare avantaj. Când familia e foarte puternică, da? N-ai reușit să pune boci, da? Linia sinevir și ce face reginile? Când regina și să iasă din botcă, ies duși oroare. Dacă vrei familia să schimbi matca, o omoară și o scoate pe celălalt. Nu roiește? Nu roiește în copaci. În copaci nu se duci. Poate să iasă pe afară, să duci, să întoarci înapoi. Dar nu se duci. Dar dacă se mulțește prea mult albina în stop? Trebuie să-i mărești cuibul. Așa. Asta ajunge pe trei corpusuri ajunge. Așa, așa. Am ușa să vă arăt eu aceilalte linia 100. Eu am încurcat-o. Că la mine aici nu prea am pus numere la stupii ăștia. Că mai mult la mine saca asta e de... de testare. Să văd care și cum merge.
Regine, ca, ia cautază, ia să uite. Cutiuța. Hai, sinevir, ia tu, sinevir, de asta eu mă uit, și naiba. Hai sinevir. Și linia 100, ia să uităm, asta e și linia 100. Asta așa și e linia 100. Asta mamă, fică. Ia dă-se. Linia 100 e puțin mai... O, cum construiește. Ia uitați-vă cum construiește oamenii. Ia uitați. Cere lărgire. Se duce în jos. Se duce în jos, da. Se duce în jos, are corpul și de sub. Albine mai...